Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Prețurile au crescut, doamnelor și domnilor, în România de la începutul acestui an și până acum, cam cât au crescut în Bulgaria într-un an întreg. Da, inflația este în țara noastră cea mai mare din Uniunea Europeană, doar Ungaria fiind cât de cât aproape, dar asta în condițiile în care Ungaria are intrări mari de capitaluri, investiții directe și fonduri europene, în timp ce România se împrumută ca să-și plătească facturile la curent și la întreținere. Gospodărie, nu alta, cum ar zice românul. Dar la unguri gospodărie, la noi e mol, shopping opportunities și o oală sub presiune uitată pe aragaz acasă. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. Se fac la toamnă 2 ani de când contest modul de calcul al creșterii prețurilor anunțat de statistica oficială. După trecerea Institutului de Statistică în subordinea guvernului, pur și simplu cifrele date publicității de acesta nu mai sunt credibile. Singura ancoră a prețurilor de consum în România este cursul de schimb acum, adică un euro înghețat de BNR prin vânzări de valută ca un capac pe o oală, cum spuneam, uitată pe foc. Ministerul de Finanțe se împrumută cu miliardele de pe piețele externe, schimbă euro în BNR, BNR vinde valută, iar asta ține cursul la 4,75 de lei pentru un euro de la finalul lui ianuarie și până acum. Evident, scadența este 27 mai, adică a doua zi după alegeri. Văd că analiștii profesioniști și-au dat și ei seama că ceva se întâmplă atunci, că și-au schimbat estimările de dobândă pentru restul anului. Da, oala aia uitată pe foc de o Românie plecată la mol are două supape, cursul de schimb și dobânzile. Poate spune orice statistica oficială despre inflație, mai devreme sau mai târziu, fie fluieră cursul, fie explodează oala. Spre deosebire de analiștii profesioniști, eu cred că înainte să vedem creșterea dobânzilor în România, o să asistăm neputincioși, atât noi cât și BNR, la creșterea euro. N-ai cum să te împrumuți euro ca să plătești salariile și pensiile în lei, iar apoi să mai și pretinzi că roșia românească, aia zemoasă și tradițională, trebuie să aibă același preț în lei. Păi nu se simte ofensată chiar ea, roșia? Împrumută-te ca să produci roșii, sau Mercedes-uri, sau Audi, poate și Volkswagen în curând, așa cum face Ungaria, ca să poți plăti și salarii bune și să ai și roșii la preț stabil în moneda ta națională. Altfel, roșia ține pasul cu euro și se scumpește în lei. Este modul nostru național, să știți, de a plăti o prejudecată gravă și la fel de națională. Aceea că dacă lucrezi la privat, nu te afectează ce face statul român, că nu-i plătești tu datoriile sau modul necugetat în care folosește creditele pentru consum în loc să facă investiții în muncă. Da, autostrăzile, miliardele de spitale, de școli și grădiniță care se fac la noi, dar se fac doar pe hârtie, sunt, sau mai bine zis ar fi fost, muncă, salarii contra valoarea adăugată creată, cam ce fac adică ungurii mai pe scurt. Dacă te împrumuți ca să muncești mai bine, ai mai mult pe termen lung. Dacă te împrumuți ca să spargi banii la mol, umfli și prețurile, îți umfli și ratele. Cât de greu de înțeles poate fi asta? Inflația, doamnelor și domnilor, ar fi săraca de ea doar un fenomen monetar, marginal așa și micuț, dar asta dacă relația dintre statul român și cetățenii săi n-ar fi devenit în ultimii ani un caritas ceva mai elaborat. Dar tot un caritas. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.